Salut! Am probleme cu alimentarea ventilatorului și acum să fac un mic tutorial cam care este modul de alimentare. Deci, acesta este blocul de siguranțe. Așa, iar cea verde este siguranța, cea de 30 de amperi, este siguranța de la ventilator. Bun. În momentul în care nu găsiți tensiune pe cablurile de alimentare, deci acesta este cel care vine chiar de la siguranță, am să și arăt, are doar două fire, iată, pe extremități, acesta este plusul, iar acesta este minusul, de pe contact vine cel galben. Bun, deci aici în spatele siguranței avem cele două fire galben cu maro, groase, care vin la siguranța verde. Acesta are tensiune continuă. În momentul în care s-a pus contactul, acesta alimentează cu tensiune siguranța. Pe urmă, cel de-al doilea de aici transmite semnalul la mufa de aici de jos, cea care are galben cu maro și negru cu maro. Da? Și alimentează mufa de sus de aici, de la care pleacă către ventilator. Bun, am constatat mai devreme că nu venea tensiune. Acum am reușit, tot am mișcat siguranța și văd că până la urmă a venit tensiune. E posibil din cauza siguranței să condens ceva, cu toate că și ieri am umblat la ea, dar e ciudat cum de nu alimenta. Să mai verific, să văd care e tensiunea și după aceea revin cu filmare. Da, în legătură cu mufele, mufa asta mare care alimentează ventilatorul are două urechiușe laterale, deci una aici, da? Ok, una aici, pe partea asta, da? Iată. Se apasă amândouă și se trage afară. Bun. Mufa albă. Iată. Se apasă aici. Se apasă în jos, da? Se apasă în jos de ea și se lasă cioculețul acesta. Asta de aici. Zicem de aici. Dacă se observă așa. Da? Bun. Și hai să vedem acum și mâncat de accelerații, cum asta mi-a mâncat liniștea. Ia să scot înainte și după aia vedem. Da. Deci, mufa de la accelerație, la senzor de accelerație, e cea mai belea. Deci se apasă foarte tare pe clapa asta, dar e atât de dură încât e greu să demonstrez acum ceva. Deci se apasă pe ea, se împinge către interior și atunci se eliberează senzorul. Pe cioculețele acestea. Cum arată. Da? Nu știu dacă se vede mare lucru pe interior. Oricum, deci e clar, mufa de la accelerație trebuie apăsată clapeta asta tare și se trage afară, oricum cu ea demontată și tot a ieșit destul de greu, așa că pe tot mecanismul de care include și frâna, e și mai dificil de spus. Bun. Acum o să verific tensiunea de pe rezistența de... Este o rezistență, nu știu ce este acolo și după aceea să vedem dacă vine tensiune. Că în rest ar fi tensiune pe alimentarea către acea rezistență. Bun, ca să fie mai explicit, tind să cred că este o altă componentă și nu ventilatorul defect. Așa, deci după ce am făcut toată demontarea, Iată, aici de desubt este acest dispozitiv care e prins în una, două, în trei șuruburi. O să-l desfac și vedem cel care are mufele astea verzi. Sunt convins că de acolo e problema, fiindcă de acolo nu mai pleacă tensiune din el. Și vedem dacă poate fi remediat, fiindcă problema foarte gravă asta, dacă e defect el. Devine, aceasta pare a fi piesa cu probleme. Să sperăm că reușesc să o remediez, fiindcă sunt sărbătorile Galațiului astăzi și de fapt de mâine am înțeles că sunt închise toate magazinele din Galați, așa că e foarte dificil să primesc piesă. Da, așa că am să văd, poate reușesc să o fac ca să nu mai depind de cei de la distribuitorii de piese. Da, revin cu filmarea în funcție de ce o reușesc să fac. Da, am desfăcut acest senzor și sper să fie ceea ce bănuiesc, și anume aceste contacte care se pare că au cedat. Hai să vedem dacă reușesc să îl focalizez. Perfect. Iată. Se pare că s-au... Haide. Se vede, da? Eu zic că de aici ar fi problema. Să sperăm că nu e nimic, nu e altceva mai grav. Pare că componentele arată bine. Am dat cu 11 de contacte. Am să refac lipiturile la acele piciorușe și vedem cum, dacă se schimbă ceva. E bine, iată că am rezolvat problema cu ventilatorul. Era vorba despre acele contacte de pe senzorul de temperatură. Cred că se aude, bagă ventilatorul. Asta era problema. Niște contacte. Așadar, câteodată nu este nevoie să fac o cheltuială inutilă pe un ventilator, așa cum am făcut eu. Am cumpărat un ventilator nou și, din păcate, ventilatorul era bun. Ok, o să-l țin de rezervă. Asta e. Succes și sper să rezolvați și voi orice altă problemă. Vă veți întâmpina.